Coșul de fum al unei case din comuna Albota din Argeș a luat foc. Proprietarul a sunat la 112, însă echipajele de pompieri nu au putut ajunge la intervenție din cauza că drumul era blocat. Constructorul nu a pus indicatoare prin care să anunțe că nu se poate circula și nici semne care să indice ruta ocolitoare. Astfel, pompierii au fost puși în dificultate, fiind nevoiți să bușbuie prin comună după o rută care să-i ducă la destinație. Când într-un final au reușit să ajungă după un ocol de 12 km, incendiul fusese stins de vecini. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat pentru un incendiu în comuna Albota. Echipele de intervenție deplasându-se relativ greu datorită drumurilor blocate și nesemnalizate din zonă. Am fost nevoiți să întoarcem din drum și să ocolim pe rute alternative. Sunt 3-4 variante ocolitoare asfaltate, așa că pot fi folosite, dar folosite cu cap. Dacă constructorul nu le folosește așa cum trebuie, nu este o problemă mea. Firma care a blocat complet drumul riscă 100 de puncte amendă, ceea ce înseamnă peste 100 de mii de lei. Poliția face acum verificări. Aceeași firmă care execută lucrările de canalizare în comuna Albota a mai fost amendată de poliție de 2 ori până acum, tot pentru nerespectarea normelor prevăzute în aviz.